Salutare, oameni buni, bine m-am găsit la Minecraft QLP. Mouse-ul ăsta ar trebui să stea mai așa. Minecraft QLP. Hai să vedem ce avem de făcut pe aici. Să punem armura la loc. Holy shit, e stricată. Să dormim și... Wow, m-am arătat așa de bine cu patru de astea. Fuck, ok. Uite, mâncarea e aici. Am crezut că am pierdut-o și pe asta. Nu mai dormim în paturile alea. Deloc. Nu, domnule. Deloc. No mercy. No thanks. Nu. Nope. De ce? Pentru că, din cauza acelor paturi în care am dormit, nu s-a salvat ăsta, spawn-ul aici. E, după care a trebuit să vin de la mama dracu. Dar dacă tot sunt aici, hai să... ok. Bun. Bun. Chestia asta deja era gândită, era pusă aici, ceea ce mă bucură nespus de mult. Hai să termin astăzi aici asta. Să termin și asta. Stai așa că aici ar trebui să intru cumva. Wait, nu. Stai că știu. Asta era aici cu un scop, dacă mi-aduc eu bine aminte. Așa. Bun. Și așa. Fac. Stai că mai am nevoie de... Aha. Bun, iar astea de aici și o să fie tot din sandstone, dar o să fie cu fețe de creeperi sau ceva, nu știu, o să fie foarte drăguț. La perete nu mai știu exact ce am făcut în cealaltă parte, ia stai să vedem. Nimic, ok, bun, deci la perete nu o să fie nimic, punem pe aici așa. Și aici parcă era ceva, da, bun. Numai că e aiurea că dacă, dacă vii aici nu mai poți să ieși decât dacă... Poate ar trebui să fac ceva de genul ăsta. Da, asta e mult mai bine ca să pot să ies de aici așa, după ce am dormit. Și poate niște liane o să fie pe aici, liane, cine știe. Mă rog, asta când o să înlocuiesc tot acest stone cu sandstone și o să-l fac de la șmecher cu fețe de creeperi. Bun, deocamdată nu. Deocamdată am de făcut ceva pe afară. Cai ăștia ar trebui legați de ceva. Sper să nu plece. Sper să nu plece cât lucrez eu pe aici, da? Am zis că arată așa de bine cu paturi de astea. Dacă aș pune 3, nu știu cum ar arăta numai cu 3. Parcă ar fi cam... Deci o să fac următoarea chestie. O să scot astea de acelea. O să fac așa. Nici măcar nu se vede asta. Vedeți? Zici că n-am nimic în mână. E așa de ciudat. Așa. Bun, și trebuie să fiu foarte atent aici și pentru că am mai murit odată, pentru că shift-ul nu funcționează pe sandstone slabs. Așa. Oh, și făceam o chestie. În cealaltă parte stricam de tot, parcă. Trebuia să stric pentru că are pe dedesubt niște sandstone pus aiurea. Și o să le stric, după care o să le repun în felul ăsta ca să fac economie cât mai multă. Așa. Bun, da, uite, cu asta așa arată chiar foarte drăguț. Da, uite, aici și-a trebuie să scot tot asta. După care să le pun iară. Mașinile voastre, doamne feri. Bun. Trebuie că trebuie să dau de două ori în unele locuri, ca na, nu se ia un bloc întreg, pentru că e făcut din două jumătăți puse aiurea. Și cam asta ar fi. Dacă tot sunt aici, hai să încep să scot și tot acest cobblestone pus aici și a pentru a mă susține pe mine cât construiesc, dar acum că am terminat de construit, nu mai am nevoie de el. Așa, de fapt o să încep, uite așa, și o să ajung tot în partea aia. Bun. Asta o să ducă el prin apă. Aia cu ei pasă, mie nu, nu-mi pasă de apă. Așa. Să se ducă cobblestone. Ar trebui să iau sandstone-ul totuși. Doamne, tu... Iar ai început, mă, doamne, feri, doamne. Mă gândesc că la țară ar fi mai rău. Adică acolo poate țipă porcii, poate țipă animalele, nu s-aud bormașini. Animale s-aud, cine știe, poate și acolo e rău.
Dar nu e ca și cum aici ar fi foarte bine în materie de vecini. Shit. Așa. Bun, chestia asta o să dureze ceva, poate nu prea mult. Și cred că ar trebui să încep să lucrez acolo și în casă. Și să aduc dirt, da. Deci cred că asta o să fac astăzi, o să aduc niște dirt, pentru că data trecută am cam pierdut tot episodul cu acea piramidă, care de fapt am vrut să vă arăt că nu e nicio piramidă, da. Așa. Bun, aici ar trebui să fac ori un țarc, ceva deocamdată, pentru că nu m-am decis cum o să fie intrarea. Păi eu am făcut ca și cum intrarea ar fi aici, dar va trebui să tai în continuare și în partea asta cumva, nu știu. Yeah. Poate vor fi copaci în zona asta, cine știe, mai mulți, gen, și aici va fi câte unul și iar bă, și fac nasul meu, de ce mă mănânc în halul ăsta? Bun, stai așa, așa. Stai, sunt curios de o chestie. Piece of shit, vecini tâmpiți. Fuck. Yeah. Bun, acum ar trebui să fie mai ok. Microfonul asta e. Era foarte încet și probabil o să trebuiască să măresc sunetul pe la editare. În nu știu câte sute de mii de videouri, dar asta e ok. Gâtul mătii, de asta vreau să schimb și Blue Yeti-ul, să iau altceva. Ia uite cum s-a încirat aici toată iarba asta. Da, vreau să-mi iau altceva. Și cu un stand și cu mai multe chestii, numai că deocamdată e cam imposibil. Așa e când strângi bani. Adică aș putea, știi, dar după aia mi-a ca să dea părinții mei mai mult, lasă că dau eu mai mult și nu. Nu, băi, lasă așa. Deci nu pot să mă răsfăț cu o placă video nouă, cu un procesor nou și chestii de astea, nu se poate în momentul ăsta, deși aș fi vrut. Deci dacă nu era cu mașina, aveam scaun, tastatură nouă, pentru că asta a început să... Nu știu, sună foarte tare. Deci eram cu Cătă la un moment dat și îmi zice, bă, dar ce fel s-aude tastatura aia ta, holy fuck, știi? Oh, dude. De obicei, oricând îmi scriu la ea, scriu ceva de genul. Ceva de genul ăsta. Oh, doamne, și-am apăsat și vreau să zic salut, eu sunt sau ceva, dar... pentru că tu deschide aia, da. Deci am apăsat și eu acolo să scriu o propoziție și vedeți cât de tare se aude. Pentru că așa scriu eu la ea, scriu tare, apăs tare și rapid pe astea și holy fucking shit. Iai, oh shit. Ce drăguț, stai așa, stai așa. Hai mă, dă și cu cealaltă, așa. Ok. Dar cineva mi-a zis că ăsta e băligara sau ceva. Cum din pământ dai click dreapta cu cu asta, cu lopata și îți dă bălegar? Cum funcționează chestia asta? Deci poate nu e adevărat, dar dacă e dezgustător. Sau poate e util să faci asta înainte să faci ferma, nu știu. Pentru că îl face mai, nu știu cum, pământul și poate crește mai bine, poate. Dar poate nu, cine știe. Așa, cât am aici? Aproape 3 stack-uri. Hai să termin de luat dirt-ul de aici și să mai nivelez puțin. Așa, uite, încă un cal schelet aici. Foarte drăguț. Și aici o să fie ceva destul de frumos, zic eu. O să fac o băltoacă, o ceva. Dar abia aștept să apară odată Optifine, shadere și chestii de-astea pentru... 1.9, când apare 1.9, pentru că Minecraft-ul normal e shitty. Vreau să am lumini frumoase și chestii și poate de data asta o să și funcționeze așa cum ar trebui și nu o să îmi strice totul. Deși, acum că îmi aduc eu bine aminte, am niște probleme la placa video, la render mai ales, îmi face artefacte pe video și de astea și de asta nu mai pot folosi, trebuie să folosesc procesorul care e shitty. În materie de rendering, yeah, în general. Și da, s-ar putea ca asta să fi cauzat și prostia aia cu shaderele pe 1.8.8, pentru că atât cum se vedeau și era nasol și pur și simplu nu avea mai mult de făcut decât ce am făcut. Instalează Optifine-ul, pune shader-ul în shader pack și asta ar fi trebuit să fie, dar nu mai funcționa și era plin de o grămadă de prostii și de... Oh my fucking god, am scheleții acolo jos, great. Da, s-ar putea să se fi stricat ceva.
în același timp mă gândesc că, bă, dacă se strica cu adevărat, atunci nu mai mergea să, nu știu, să pornesc calculatorul, să joc ceva, nu mai mergea, dar nu am nicio problemă cu asta. Deci probabil e o anumită părticică care s-a bulit sau cine știe, poate de la o pană de curent sau poate dracu știe. Da, chiar foarte aiurea. Nu am ce spune. De asta voiam să fac un upgrade mare pe aici și mi-a venit așa, știi? Bă, ar trebui un upgrade, să știi. Pentru că uneori joc niște jocuri și like, ce sunt FPS-urile astea? What the fuck? Pentru că s-au cam învechit toate pe aici pe la mine. Chiar dacă n-a trecut foarte mult timp, dar jocurile astea avansează atât de rapid și atât de prost când e vorba de optimizare, încât n-ai ce să faci. Trebuie să faci tu upgrade. Așa, și așa, și așa, și mă ustură ochii, prea multă lumină, pentru că am și lampa asta care trebuie să stea deschisă aici ca să mi se vadă pățăul. Sper să nu-mi distrugă mai tare ochii, sincer. Așa, rămâi acolo, dă-te în gâtul, mati. Da, nu știu, scheleții sunt atât de inteligenți acum și n-ar trebui să fie pentru că n-au creier, sunt scheleți, come on. O să trebuiască să iau iarba aia. Bun, am cam pus pe aici și niște dirt în sfârșit. Arată cam ciudat, dar o să fie frumos când o să am iarba crescută peste tot și cu niște copaci și cu iarbă de-aia înaltă și flori și mi-era frică de chestia asta. Trece înapoi aici. De fapt, ce pot să fac acum e următoarea chestie. Sapacilea. Așa. De fapt, stai. Și du-te tu, găsește-ți un loc pe aici și așa, nu știu, stai așa să vedem dacă nu e o gaură. Shit, e o gaură aici. Așa. Și aici e o gaură, great. Trebuie să stup și aici, uite, na. I-am luat saddle-ul, ok, hai să mă duc pe ăsta și să îi pun lui saddle-ul ca să-l... Așa, fiuh, bun. Și voi, băieți, stați aici și de fapt, știi ce? Dacă tot, da, dacă tot am atâta spațiu pe aici și așa, oh shit, am zis că eu să stea în altă parte, deocamdată o să stea aici pentru că nu vreau să iasă afară ca handicapații. Ia să pun dărtul și pe aici, o să dorm, sper că patul ăsta are chestii de sub ca să mi se salveze spawn-ul, dacă am dormit pe el. O să-i aduc și o să-i las pe aici pentru că poate îmi strici iarba. Fii atent aici, că dacă strici iarba, te-am scalpat. Așa, bun, am ce am, de ce am nevoie. What the f- arde ceva acolo, e un monstru sau ceva, mă rog, neimportant. Hai să adun cai ăștia scheleți. Așa. Bă, da, câtă viață are asta? E și rapid. What the fuck is this? Ok, stai așa, am nevoie de saddle-ul meu. Ăsta are o grămadă viață. What the fuck? Câtă viață are ăsta? Holy shit! Da, stai acolo. Well, o să-i adun pe toți. Dacă îi mai găsesc pe toți, pentru că știu că unul e pe aici, pe undeva prin apă. Nu, nu e aici, e în cealaltă, pe altă parcă. L-am văzut de multe ori prin bălțile astea, dar acum... nu e aici, ok. Cine știe, poate a plec... Oh, shit, stai un creeper. Dă-o chiangă tu, mă, pac! Pac! Bă, da, cât damage ți-am dat cu săritura aia și nimica? Uite unul, bun. Așa, uite, ăsta n-are foarte multă viață. Bă, da, ăla... Doamne, ce are... nu știu ce să zic de combat în PvM, pentru că, na, știți, bați câte un monstru, stai și aiurea și no thanks. În PvP s-ar putea să fie ok, pentru că acolo și-am enervat destul de tare cum fuge. Uite, l-am omorât. Scuză-mă, dai cu săbiuța așa. Parcă dai în cap la un ou cu lingurița. Ăla e PvP, fuck that shit. Uite, aici e mai calculat, trebuie să-i dai, trebuie să te, așa. Dar cu mobii când te încercuiesc, sincer, nu e prea frumos. Deci, sunt și pro și contra când vine vorba de... Fuck, e doar un schelete acolo, nu e o cal schelete. Unde e cal schelete? Unde e celălalt cal schelete? Fuck, am nevoie de niște mâncare. Uite așa.
zbor. Acum arată ceva. Mă rog, o să înlocuiesc eu chestia aia de pe acolo. O să fac un fel de zid plat. Bun, poate e pe aici, pe undeva o să trec pe lângă el. Da, sincer, am 3 deja, mă uit după al 4-lea numai să știu că l-am și pe ăsta, dar nu e atât de important. Alo, Cal? Cal, schelete? O să vreți să le dau nume la toți? Na, numai unul o să fie schelet și clenciul ăla, care nu mai știu care din ei e. Hopa! Fuck, nu am la mine asta să iau lână. Cine știe, poate avem nevoie de lână, habar n-am. Bun, nu mai găsesc pe ăla, nu știu, oare o să fi despawnat, dar nu cred. S-au plecat, sau... Am un lead, dar... dar de fapt dacă i-am închis acum, mamă, câți porci pe aici să îmi bat piciorul, holy fucking shit, o să aduc și o să fac o fermă de porci ceva pe undeva, pentru că sunt foarte mulți. Bun. Și am nevoie de copaci pe aici, nu știu. Ultimul cal schelete nu-l mai găsesc. Nu știu pe unde s-a dus. Poate la un moment dat o să apară, poate la un moment dat o să-l văd dacă nu l-am văzut acum și de fapt e pe acolo, pe undeva. Oh shit. Asta pe data viitoare, pentru că o să încheiem acest minunat episod aici. Hai să punem înapoi chestia asta ca să nu iasă niciun cal. Am 3 cai scheleți și un cal normal pe care îl cheamă motociclențiu și scheleciclențiu și nu știu. Care e ăla cu viață foarte multă? Nu e ăsta, nu e ăsta, ăsta e holy fucking shit. Nu-l înțeleg pe ăsta și e și rapid. Oare cumva să-l folosesc? Okay, e rapid, nu? Ok, l-a dus pe ăsta, da? Shit. L-a dus pe ăsta, cât de rapid e. Hai să sărim repede pe ăsta. Se cunoaște că e mai rapid. Se aude și la copite. Că e mai rapid, da. Ăla e cel mai rapid. Totuși ăsta are viața o grămadă. Nu știu care e faza. Deci, wow, am uitat să pun dirt aici. Deci cam atât pentru acest episod, oameni buni, nu uitați să apăsați acel buton de like, eu o să continui să pun dirt-ul asta aici și așa. Oh shit, erau uitat mai găurile, atâta mai trebuia să scap cai în grupile alea, să trebuiască să mă duc după ei. Nu mersi. Da, mai am nevoie de dirt. Și ne vedem data viitoare.